Revenim la ZF Live, vorbim cu domnul Gabriel Ciordaș, fondator și CEO Creatopy, o companie din Oradea care dezvoltă o platformă de design pentru advertising digital, deja cu clienți în Statele Unite și pe alte piețe internaționale. Bună ziua, bine ați venit! Vă salut, bine v-am găsit! Iată, din Oradea... În toată lumea, ca să spunem așa. Cine era? Exact. Typing DNA, cred că îl știți pe fondator acum câțiva ani. Deja e la New York de un timp, nu? Dezvoltă la nivel internațional o soluție pentru a face din parole, să ușureze accesul acesta, nu? Să transforme parola în... Iată, acum... Dumneavoastră veniți cu tot cu o idee de automatizare, dar în zona aceasta publicității, o lume în creștere, peste jumătate din publicitatea mondială este online deja. Aveți unde să creșteți, e o piață de sute de miliarde. Ce propune mai exact platforma dumneavoastră? Teoretic, orice business se spune că e bine gândit și conturat atunci când rezolvă o problemă majoră. Creatopy exact asta face. În momentul de față, nevoia de conținut este mult mai mare decât poate fi livrat azi de către soluțiile clasice. Și atunci vine Creatopy în ajutorul clienților noștri și viitorilor noștri clienți și automatizează tot procesul, partea de creație, partea de producție, partea de servire, partea de optimizare în timp real. Deci oarecum ne ocupăm de tot procesul cap-coadă, astfel încât clienții noștri să aibă posibilitatea să-și focuseze timpul pe business-ul lor, pe business-ul în sine, nu neapărat pe partea de publicitate, pe toate problemele de care te lovești acolo. Și atunci, în teorie, oarecum cererea și oferta se întâlnesc, respectiv nevoia de conținut tot mai mare vine ca o mănușă pentru noi, noi ajutând crearea de conținut foarte, foarte, foarte repede. Golul nostru este să ajungem să automatizăm 100% tot procesul de publicitate online. Ok, când spuneți crearea de conținut, noi ca publisher, ca ziar, eu mă gândesc la articole sau la emisiuni. Dumneavoastră vă gândiți la conținutul unui advertorial, nu? Exact, da. Așa. Da, adică, în momentul în care o companie mare vrea să-și facă publicitate, sigur că cineva acolo gândește toată campania, după care se apucă și un designer face designul pentru banner. După care se trimite mai departe, poate către o agenție, să facă replicarea acelui banner sau acelor bannere în toate dimensiunile posibile și imposibile. După care el este transferat către un ad server, unde de pe acel ad server este servită publicitatea. După care cineva ar trebui să analizeze toți metricii ad-urilor. În momentul în care constatăm că un anumit ad nu funcționează bine sau este sub parametrii normali, el este schimbat, care este un alt proces foarte greu. Respectiv, trebuie să schimbi datele din banner, reuploadezi pe ad server, aștepți din nou să vezi ce se întâmplă, măsori și așa mai departe. Creatopy poate să facă toată chestia asta în secunde. De obicei, brandurile își uploadează în brand kit toate elementele grafice cu care lucrează și nu numai. Acolo se uploadează și anumite reguli, adică unde are voie să fie banner, logo, unde nu are și așa mai departe. Sistemul nostru preia aceste reguli și poate să genereze pe baza unui tagline, poate să genereze ad-uri din care clientul nostru să aleagă, să facă foarte mici modificări, să le pună în producție. Ce înseamnă să le pună în producție? Înseamnă să selectezi toate size-urile de care ai nevoie. Dacă nu există în acea lista noastră de size-uri, avem o zonă de custom unde îți pui tu custom. Sistemul nostru recrează bannerele pentru dimensiunile de care avem nevoie, astfel încât să fie un proces foarte smooth și să aibă logică totul. Urmând ca tot de pe ad serverul nostru să servim acele bannere. Și totodată sistemul nostru automat monitorizează în timp real metricii pe care îi obține acel banner
astfel încât să ne asigurăm că return on investment-ul este mare. Adică noi tot timpul afișăm două bannere, facem A/B testing constant, urmând ca tot timpul bannerul care performează mai slab să fie înlocuit cu un alt banner până în momentul în care ne asigurăm că suntem la maximul return on investment-ului. Deci nu e o utopie tot ce ați povestit, nu? Deși se numește Creatopie produsul. Da, e exact. Nu este o utopie, este o chestie care se întâmplă as we speak, cum zic americanii. Da. Și urmează să venim cu feature-uri mult, mult mai tari, mult mai automatizat. Produsul se va dezvolta și în 5 ani de zile vom deveni lideri de necontestat a pieței de automatizare Dumneavoastră comercială. veniți practic din zona de bannere digitale, nu? Și Așa este. practic așa ați ajutat companiile și v-ați dat seama la un moment dat, domnule, ce ar fi să facem tot acest proces să-l automatizăm. Lucrurile sunt simple, adică nu trebuie să fii vreun geniu. În momentul în care faci o chestie și toată lumea se plânge de faptul că mă, am face mult mai multe, dar nu avem suficienți oameni, nu avem suficiente resurse, e foarte simplu că trebuie să vii cu o soluție care să automatizeze. Deci nu e rocket science și nici nu trebuie să fii vreun Einstein să ajungi la concluzia asta. Și ținta dumneavoastră este practic cine sunt? Pe de o parte oamenii de marketing din companiile care trebuie să desfășoare astfel de campanii și bineînțeles și agențiile, nu? Și oamenii din agenții. Teoretic avem două targete mari și late, branduri și agenții. Pentru branduri avem o anumită ofertă, pentru agenții ușor lucrurile diferă pentru că o agenție lucrează cu foarte multe branduri și sub nicio formă nimeni nu-și dorește ca un brand să vadă ce face pentru celălalt, agenția cu atât mai puțin și atunci pentru ei avem o altă structură pe care le-am propus-o. Deci astea sunt cele două mari targete. Acum, în interiorul companiilor discutăm în special cu marketeri și cu designeri, iar pentru agenții discutăm deja aici cu management pentru că eficientizăm foarte tare muncă. Practic, într-un fel și înlocuiți oamenii, nu? Sau o parte Încă din nu acest proces, suntem. sau îi eliberați pentru alte sarcini mai creative, să spunem, nu? Asta ne place să credem că eliberăm pentru sarcini mai creative, dar având în vedere că nivelul de conținut pe care companiile doresc să-l pună sau să-l producă este atât de mare, încât nici chiar cu soluția noastră nu reușesc să satisfacă această nevoie, această solicitare. Deci încă suntem foarte departe de punctul de a înlocui. Pe de altă parte, așa cum ați spus foarte bine, ne dorim ca oamenii, ca creativii, să facă chestii în care e foarte multă nevoie de creativitate. Marea parte a lucrurilor pe care le facem noi, e nevoie de repetitivitate, de chestii care poate un machine learning să-l facă în 0 secunde. Dar aceste bannere sunt statice, nu? Totuși, adică, nu știu, haideți să luăm un client mare pentru care ați lucrat sau. Acum, ce bine de știut e că noi nu lucrăm direct pentru client, noi punem la dispoziție o platformă. Bannerele nu sunt statice, chiar din contră. Noi suntem Creatopy dă viață bannerelor. Ok. Avem încă foarte mulți clienți și designeri care le place să folosească Photoshop pentru partea statică, urmând să facă un drag and drop în Creatopy și în Creatopy să-i dea viață și implicit să genereze mai multe forme, size-uri, variații. Deci, oarecum se pornește din Photoshop, drag and drop, Creatopy. Aici, Bun. toate lucrurile iau Și gură. cum se puteți să faceți și filmulețe în mod automat, adică ce vedem sau care e acum? Vedem, am intrat puțin pe site-ul dumneavoastră, ați făcut un test cu o anumită sumă, ați împărțit pe cei mari patru furnizori acum de în social media de filme, filmulețe astea scurte, de care nu scapă copiii noștri, acum sunt conectați non-stop Așa. acolo. Bine, unii Da, nu fac știu dacă bani, e o chestie iată. bună, dar așa e. Da, Dumneavoastră faceți bani cu asta?
Da, sigur că. Deci noi putem sau putem și MP4, fără niciun fel de probleme. Testul care l-au făcut colegii mei a fost mai mult de eficiență. Am vrut să vedem unde avem cel mai mare return on investment pe același tip de filmuleț. Au făcut o treabă fantastică, chiar am fost preluați de cei de la Ink Magazine. Deci se pare că au făcut. O publicație foarte cunoscută în lumea antreprenorială din Statele Unite, într-adevăr, o Da. lovitură. Așa este. Deci i-am și felicitat atunci pentru că, într-adevăr, au făcut un material de foarte bună calitate și a fost apreciat de foarte mulți din Bun, și clienții și. spuneți-ne puțin acum mărcile, adică iată, nu știu, avem, nu știu dacă știți, dau un exemplu, Vitamin Aqua, e un jucător nou aici de până în Moldova, la Piatra Neamț, o fabrică nouă și a făcut loc, se bate cu multinaționalele. Cum ar suna, să îl ducem în lumea asta, filmulețul, că acolo sunt și clienții lui, ZM, nu? Cam așa, nu? Generația... Deci Da, de ar acord. trebui. Și ce cum sunt acum, cum se consumă publicitatea? Adică explicați-ne puțin că noi venim dintr-o zonă în care avem ziarul și încă mai rezistăm așa și noi cu niște banere pe bannerele astea nu, iată, Clasice. clasice, cele mai clasice posibile și Wall Street Journal și Financial Times se vând în continuare, ziarul financiar. Avem online-ul clasic cu nu avem mobile-ul și iată avem o nouă lume a acestor filmulețe, căutăm și noi să ne prezentăm acolo. Explicați-ne un pic cum trebuie să vadă brandurile această nouă lume a publicității și cu ce își pot face loc, cu ce tip de publicitate își pot face loc în această nouă lume a consumului de media. Da, sigur că noi suntem o platformă care punem la dispoziție doar tehnologia. Creativii companiilor trebuie să vină cu conținutul. Dar, așa din experiență proprie, lucrurile parcă. Adică, e clar că noi, oamenii, avem attention span-ul foarte, foarte scurtat. De aceea sunt la mare căutare reels-urile sau filmulețele astea de 30 de secunde. Și atunci, din păcate, scăderea asta a atenției sau a focusului merge, bineînțeles, și către publicitate. Și atunci trebuie să ne asigurăm că avem o publicitate care este suficient de interesantă, variată, concentrată. Aici venim noi și te ajutăm din perspectiva faptului că și un brand mic, cu un pic de ingeniozitate, reușește să facă bannere care să arate extraordinar de bine sau nu neapărat bannere, orice conținut publicitar care să arată foarte bine și să poată să intre în lupta grea cu brandurile mari care au agenții, au creativi și așa mai departe. Deci noi oarecum facilităm intrarea noilor branduri în luptele astea prin a oferi o tehnologie care îți permite să outputezi, cum spunem noi, bannere sau materiale publicitare de calitate foarte înaltă și totodată te ajutăm să faci conținut sau să-ți permiți să faci conținut mult mai mult decât ai fi putut face în urmă cu câțiva ani cu un departament de marketing de 3-5 oameni versus a te bate cu Coca-Cola unde au probabil mii, dacă nu zeci de mii de oameni în marketingul lor global. Deci cam asta este Da, ceea ce. filmulețele astea pe TikTok sau pe celelalte rețele sociale de tipul acesta, cu filmulețele publicitare, cât trebuie, sau chiar și pe YouTube, nu? YouTube-ul clasic. Cât trebuie să aibă minimul ca să-ți rețină totuși atenția și Cred că aici ca trebuie să vorbim lungime. de maximum, nu de minim. Adică, cred că cu cât e mai scurt, cu atât e Maxim. mai bine. A, maxim, Da. nu, cât să-l, atunci reformulez întrebarea, cât trebuie să-l vadă cel care urmărește ca totuși să-l prindă. 3 secunde, 5 secunde, 10 secunde, că de multe ori oamenii fug Da, de ele. nu am un răspuns exact la întrebarea dumneavoastră, pentru că aici deja e un alt
tărâm, să zic așa, dar ce e foarte clar este că e important ca orice campanie să se desfășoare pe toate canalele pe care avem acces. Adică puțin probabil ca dumneavoastră, dacă vedeți un brand nou pe un singur canal pe care sunteți, să vă atragă atenția. În schimb, dacă sunteți sau ați intrat în contact direct cu un brand nou și îl vedeți pe toate canalele pe unde umblați în ziua, săptămâna respectivă, foarte, foarte probabil că el vă va atrage atenție. Și aici Creatopy vine cu o soluție, și anume noi adaptăm și facem aceste materiale publicitare să fie disponibile și să fie în formatul potrivit pentru absolut toate canalele existente. Astfel încât nu trebuie să faci sau nu trebuie să lucrezi de 20 de ori. O altă chestie foarte importantă, că poți urmări rezultatele advertorialelor tale într-un singur loc de pe toate canalele. Adică intri în consola ta de Creatopy și acolo, dacă bineînțeles, dacă îți facem noi servirea de ad-uri, poți să vezi absolut toate campaniile tale într-un singur loc. Și aici ajutăm un pic la acest proces foarte, foarte greu din punctul meu de vedere. Deci și apoi toată această măsurătoare și în funcție de, cum ați spus, că puneți două bannere și vedeți care din ele merge mai bine, adică le amplasați, exact. Testing. Le amplasați diferit, în locuri diferite și vedeți care merge sau cum. Le plasăm în același loc, adică vă dau un exemplu, clienții sau viewerii cu număr par văd bannerul A, viewerii cu număr impar văd bannerul B. Okay. După o perioadă relevantă. Ce tare, da. Da, după o perioadă relevantă ne uităm la rezultate. Bannerul care are rezultate mai slabe este dat jos. În momentul ăsta este înlocuit dintr-o găleată de bannere cu un alt banner și din nou începem măsurarea. Dar probabil undeva în viitorul nu foarte îndepărtat, Creatopy va lansa un AI care va putea să genereze o variantă mai bună la bannerul care performează bine, uitându-se la foarte, foarte mulți metrici. Și aici lista este foarte lungă, dar ce este important, deci, da, ceea ce este important de știut este că AI-ul nostru va genera un acel banner B, după care din nou se face AB testing, după care din nou bannerul care nu performează este dat jos și la bannerul care a performat îi se creează o altă variantă, astfel încât noi pe tot parcursul campaniei să urcăm și să împingem limitele return on investment-ului. Și ați reușit să intrați pe piețele internaționale? Cum, în ce stadiu sunteți acum? Am văzut că aveți un birou deja la San Francisco, nu? Da, avem un birou la San Francisco. Foarte probabil că vom deschide un birou în Amsterdam foarte curând și planul pentru 2024 început este să funcționăm în Japonia. Japonia este o piață foarte underserved pentru volumul ei și ne dorim foarte tare și am început deja discuțiile. Acolo nu poți intra decât printr-un parteneriat cu o altă companie. Și am început discuțiile și sperăm ca ianuarie 2024 să ne prindă cu biroul funcțional în Japonia. La ce nivel al business-ului sunteți acum? Nu știu, în punct de vedere al cifrei de afaceri, al numărului de angajați, de oameni din companie? Deci, suntem undeva la 100 și un pic și creștem, iar cifra de afaceri se apropie de 10 milioane. Ce bine de știut este că această cifră de afaceri a fost făcută în modul bootstrap, cum este el prezentat de americani, adică noi nu avem nicio investiție. În acest moment suntem în discuții destul de avansate cu mai multe companii pentru a lua investiție. Odată ce ai investiție, lucrurile se schimbă radical. Adică în momentul ăsta noi avem nevoie doar de bani pentru a ne face cunoscuți. Tehnologia o avem, know-how-ul avem, echipa e pregătită, adică funcționează. Totuși avem peste 14.000 de clienți plătitori. Asta denotă o oarecare maturitate a business-ului. Păi, dacă nu știți dumneavoastră să vă faceți cunoscut, cine știe? Știți asta cum e? Vindeți. Da și nu. Degeaba știi dacă n-ai bani. Deci și cu awareness-ul ăsta, vedeți dumneavoastră,
Dacă ai bani, poți să Da. ieși, dacă n-ai bani. Cei 14.000 de clienți, dintre aceștia, câți sunt din România? Undeva la 1, puțin, 1,1-1,2%. Așa, mi se pare foarte puțin. Da, noi nu ne-am focusat pentru, din nou, revenim la resurse, având resurse puține, ne-am focusat pe piețele cele mai mari, cu potențialul cel mai mare. Și de aia 55% din clienții noștri sunt în America. Și, eu repet, țările dezvoltate. Acolo a fost focusul nostru. Acum urmează să ne uităm și spre frumoasa noastră țară. După bani, vă duceți și în România sau direct pe piețele în Statele Unite sau în... Mergem în Statele Unite, acolo este ușor. Este un pic mai, nu un pic, este mult mai matură piața de VC, și calculele noastre par mai realiste în America decât în România, și de asta căutăm cu preponderență în America. Pe de altă parte, nu pot să ascund faptul că numele investitorului este important, adică nu-i totuna că primești bani sau că primești bani de la Accel Partners Da, sau. de la Dines, poate, de la UiPath. Ați Da, fost la da, ei? da. Nu am fost. Suntem acum Da. în discuții foarte avansate cu alte două companii și probabil poate la următoarele runde. Consumul media, unde se duce? Spre zona asta de videoclipuri foarte scurte, așa? Unde? Ce Nu, vom să vedea în știți că următorii ani? în următorii ani totul va fi video. Deci nu vom avea static. Cred că nu vom avea nimic static, și nici totul va fi video, pentru că ăsta este viitorul. Și da, dacă ne uităm Netflix și. a introdus deja publicitate în Statele Unite? Nu știu, Nu, nu, încă. m-aș Știu mira, că era o sincer, nu cred. discuție acolo pentru creșterea veniturilor. Că Cred că ar fi o numai. greșeală, dar. Da, poate o Nu să-i știu. servisa și pe ei dacă TikTok-ul. Deci nu scăpăm de TikTok-ul ăsta, nu? Că Nu. nu Și scăpăm. dacă scăpăm de TikTok, vin alții care vor oferi chestia asta, Așa că nu avem dar. ce să facem, ne adaptăm și facem bani de pe urma acestei tendințe. Bine, mulțumesc foarte mult, mult succes! Mulțumesc și eu și toate cele Vă bune. așteptăm cu vești când ridicați finanțarea, va fi pe prima pagină în ziarul financiar. Vă anunț, mulțumesc tare mult pentru posibilitatea de a vorbi. Toate cele bune vă doresc. Toate cele bune, domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi AZF Live. Vă urez o zi profitabilă în continuare. La revedere! Știu ce spun. Zi neagră pentru Ucraina, care a pierdut brusc întreaga conducere a Ministerului de Interne în urma unui accident de elicopter lângă Kiev. Din cauza ce ți-a căzut? Nu ar fi trebuit să se întâmple nici în condiții de pace. Știu ce te interesează. 1 milion de francezi au ieșit pe străzi. Este propunerea președintelui de a crește vârsta de pensionare cu 2 ani, de la 62 la 64. Vor să fie scoasă? Punct. Știu cum să te fac curios. Cei mai puternici oameni din lume sunt și ei oameni. Prostituatele câștigă 1000 de euro pe noapte alături de ei. Nu știi ce se întâmplă în camera de hotel, nu știi cine te înregistrează. Știu cum să te emoționezi. Messi Ronaldo a oferit o nouă bătălie fierbinte. Cei doi s-au salutat pe tunelul de la vestiare. Gata, bătălia s-a încheiat. Știu să conving. Fetelor, cedați din prima seară. Asta este logica unei psihoterapeute din New York. Acolo peste ocean treaba asta altfel. Nu te uita așa la mine. Atunci vorbești numai despre sex la masă sau unde te întâlnești prima dată în parc, pe bancă. Știu să câștig. Ai revenit în forță. Așa se face. Știu, deci știi.